Hristos s-a înălțat, suntem binecuvântați de această zi deosebită, fiindcă de astăzi demarează zilele Bibliotecii Unis for Gibu, sau zilele Gibu, precum sunt cunoscute în contextul culturii noastre. O personalitate care ne marchează și prin actualitatea bibliotecii. Unica, probabil, că la capitolul acesta ce se manifestă în mod deosebit prin înfăptuirea celor pe care le are drept angajament. Adică, nu are subiecti, deci nu are contribuienți, ci are cititori fideli. Nu are carte pur și simplu a fi pusă pe raft, ci are carte pentru împrumut, pentru cugetare, pentru memorare. În felul acesta, vă mulțumesc din suflet și, odată cu faptul că este o zi aparte, vă invit să fiți fideli și în următoarele zile, atunci când programul nostru de deosebit va ține de alte activități la fel de pretabile, la fel de instituționale, la fel de culturale, precum e și Biblioteca Onis for Gibu. La mulți ani, o bibliotecă care rămâne a fi doar cea care promovează frumosul, adevărul și măria sa carte prin intermediul scriitorilor.